Vicepreședintele PSD Giurgiu, deputatul Nicolae Florian, va răspunde la alegerile europarlamentare din luna mai de localitățile giurgiuvene Mihăilești, Stănești și Putineiu. Cu echipă tânără și dinamică, parlamentarul de Giurgiu speră obținerea unui scor bun în alegeri, circa 35% în localitățile Stănești și Mihăilești și peste 50% la Putineiu. Eu mă ocup de localitățile Mihăilești, Putineiu și Stănești. Sigur că fiecare vicepreședinte are în coordonare astfel de unități administrative. Eu pot să vorbesc de ce fac eu în primul rând. Eu cred că o să obțin un scor așa cum s-a stabilit în biroul permanent județean și bineînțeles cum este trasat de Partidul Social Democrat de la nivel central. Cred că ajung cu rezultatele, să zic, la un nivel mediu. Iar, per total, cred că Partidul Social Democrat va scoate un scor peste media care o stabilește centrul, Partidul Social, la nivel central. Socialdemocrații giurgiuveni mizează pe un scor bun la europarlamentare, peste media națională impusă de la centru. PSD Giurgiu este deja în perioada de precampanie în care au loc întâlniri cu președinții și birourile organizațiilor locale și în care se pun la punct elemente organizatorice specifice campaniilor electorale.